Hei dragilor, bun găsit, vă spun și astăzi și bine ați revenit pe canalul meu Parfumat de YouTube. Astăzi aș dori să discut cu voi despre un subiect legat de parfumuri, delicat din punctul meu de vedere, pentru că astăzi vom vorbi despre asortarea parfumului și mă refer aici la asortarea lui în diverse situații în care poate fi purtat, fie că este vorba despre anotimp, fie că este vorba despre momentul zilei, nu știu, de ținuta la care este purtat și alte aspecte legate de acest subiect. Din punctul meu de vedere, un parfum nu poate fi purtat oricum și fiecum. Și asta este valabil, bine știți, și la o ținută, nu știu, vestimentară. Nu poți purta o ținută în orice moment al zilei, nu poți purta aceeași ținută la birou, la fel cum ai purta o ținută în club sau nu, te poți îmbrăca vara cum te îmbraci iarna, iarna cum te îmbraci vara și așa mai departe. Lucrul acesta este de luat în seamă în modul cel mai serios și când vine vorba despre parfumuri, pentru că parfumurile sunt și ele un accesoriu. Sunt ceea ce completează o ținută, ceea ce completează chiar și un machiaj, chiar și o stare de spirit. Ele te îmbracă și spun câte ceva despre tine. Așadar, e foarte important să știi ce parfum să pui pe tine atunci când ieși din casă, dar e important și ce parfum pui pe tine atunci când stai în casă, să spunem, pentru că în diferitele momente ale vieții sunt parfumuri diferite pe care vi le-aș recomanda. Într-adevăr, astăzi vreau să fac și câteva recomandări legate de parfumuri, să vă dau câteva exemple de parfumuri ok pe care eu le port în diverse momente ale zilei, ale vieții și pe care vi le recomand și vouă cu drag, pentru că sunt parfumuri de calitate, parfumuri care mie îmi plac și chiar dacă sunt parfumuri mai vechi sau mai noi, poate nu știți despre unele dintre ele și aș vrea să vi le recomand cu drag. Și dacă vorbim în primul rând despre anotimpul în care purtăm parfumurile, ei bine, fiecare anotimp are caracteristicile lui speciale și parfumurile au fost cumva create pentru fiecare anotimp. Așadar, primăvara sunt de acceptat parfumuri cu miros floral soft, parfumuri cu miros moscat, de mult mosc, parfumuri mai fine, mai aerisite, potrivit de dulci, care să nu-ți ia aerul atunci când ieși la aer, să mă exprim așa. Parfumuri care să se asorteze foarte bine cu primele raze de soare ale primăverii. Eu prefer foarte mult parfumurile foarte florale primăvara și astfel vă pot recomanda un parfum foarte frumos cu trandafir, despre care nu am mai vorbit pe canal, dar care se regăsește din nou în colecția mea. Și acesta este parfumul Stella de la casa Stella McCartney, un trandafir aerisit, superb, ușor mentolat, pe care vi-l recomand cu drag să-l testați. Nu vă ia aerul, dar este oarecum un soliflor, trebuie să vă placă nota de trandafir. Iar al doilea parfum pe care aș vrea să vi-l recomand este Narciso Rodriguez For Her și mă refer la sticluța neagră, apa de toaletă, care prezintă cel mai frumos mosc din parfumeria aceasta mainstream. Vi-l recomand cu drag, iar așa este un pudrat floral, elegant, potrivit pentru primăvară. Și mă voi rezuma la anotimpuri la a vă prezenta câte două parfumuri din fiecare, pentru că aș vrea să nu dureze clipul ăsta o feșnicie. Pentru vară aș vrea să vă spun că eu port parfumuri fresh, în accepțiunea, mă rog, pe care o cunoașteți cu toții, a cuvântului fresh, adică parfumuri care să te împrospăteze, parfumuri citrice în mod special sau floral citrice sau parfumuri, nu știu, aromatice. Sunt o mulțime pe care eu le am, le știu și le iubesc, însă aș dori să vă recomand două dintre ele, și anume Concentré d'Orange Vert, este de la Hermès. Și este o portocală aromatică, ușor citrată, nu prea dulce, minunată atunci când vrei să porți un parfum pe caniculă. Îl port cu drag în miezul verii și vi-l recomand cu drag dacă nu-l știți. Este de testat pentru că este de o calitate foarte, foarte bună, așa cum parfumurile Hermès sunt.
Iar cea de-a doua recomandare aș dori să fie din gama Aqua Allegoria de la Guerlain, se numește Herba Fresca. Este un fresh, răcoros, citrat și mentolat, perfect pentru zilele caniculare de vară. Însă poate fi considerat puțin mai feminin decât cel prezentat anterior. Vi-l recomand și pe el cu drag, dacă nu-l știți, e musai de încercat. Dacă vorbim despre toamnă, atunci ne referim la zile ploioase, la vremea aceea gri, dar și la vremea aceea în care vedem frunzele galbene căzând din copaci și soarele acela care bate în portocaliu. Mie acest anotimp îmi dă așa un sentiment de căldură, de, nu știu, de melancolie, și parfumurile pe care eu le recomand și le port în perioada toamnei sunt parfumuri ambrate, parfumuri calde, lemnoase, ușor rășinoase, și vă pot recomanda din suflet Elixir de Mervei de la Hermès, dacă cumva nu știți. Este un parfum cu o portocală ambrată și cu un touch de pielărie interesantă a la Hermès. Un parfum frumos, prea frumos pentru segmentul mainstream, l-aș încadra nișă fără să stau pe gânduri, atât de frumos este. Iar un al doilea parfum pe care vi l-aș recomanda ar fi un Guerlain și s-ar numi Samsara, și vi-l recomand pe cel apă de toaletă pentru că este mai ușor de purtat, este cu un aer mai puțin învechit decât apa de parfum, este un santal superb, cremos, foarte bine creat, minunat pentru zilele ploioase de toamnă. Dacă vorbim despre iarnă, atunci sunt de preferat aromele foarte dulci, arome bogate. Eu port în special parfumuri foarte dulci iarna, pentru a face diferența între toamnă, unde port acele ambrate calde. Aici merg pe parfumuri foarte dulci, care se potrivesc perfect când e ger afară, și v-aș recomanda aici Hypnotic Poison, apă de parfum. Este practic un parfum care se aseamănă cu varianta inițială Hypnotic Poison, doar că acesta este mai dulce, mai puternic, puțin mai întunecat, pentru că pe lângă acea vanilie superbă afumată pe care o conține Hypnotic Poisonul clasic, acesta are și o doză considerabilă de lemn dulce, licorice, se spune. Îmi place foarte, foarte mult și vi-l recomand cu drag, și cum altfel n-aș putea să vă recomand și un Mugler, și anume Angel de la Thierry Mugler. Deși este un parfum vechi, pentru mine este foarte actual. Este un fruit ciuli cu foarte mult caramel, paciuli, un parfum care nu cred că va pieri niciodată, nici din colecția mea și nici din modă, să spunem așa. Parfum foarte bun, de bună calitate și perfect potrivit pentru iarnă. De altfel, parfumul este obligatoriu de asortat cu ținuta, pentru că sunt parfumuri care merg mai bine pe o ținută mai sport, parfumuri care merg mai bine pe o ținută casual, o ținută elegantă. Așadar, dacă ne referim la o îmbrăcăminte foarte feminină, în care purtăm rochie vaporoasă pentru o plimbare, pentru o ieșire, v-aș recomanda două parfumuri, și anume primul ar fi Rose Essentiel de la Bulgari. Este un trandafir pudrat, superb, minunat, pe care vi-l recomand cu drag. De asemenea, cel de-al doilea pe care vi-l recomand se numește Idyll de la Guerlain. Este un pudrat moscat și floral, absolut minunat pentru acest tip de ținute, se potrivește perfect cu rochițele vaporoase. Dacă vorbim despre ținutele casual, adică nici sport, nici elegante, nici formal, o ținută obișnuită cu care pur și simplu ieși la cumpărături sau la o plimbare, aș recomanda două parfumuri și aici, și ar fi Lacoste Parfum primul, deși e un parfum foarte vechi, să știți că e foarte reușit și încă este minunat din punctul meu de vedere, îl port cu mare, mare drag atunci când nu doresc ceva complicat. Și de asemenea un alt parfum foarte frumos este de la Armani, se numește Lei sau She, sau este acel tubuleț frumos bej cu un miros minunat, necomplicat, dar totuși prezent, puternic, așa bate cumva în unisex, superb, nu e nici dulce, nu e nici fresh, nu e nici lemnos, e așa o combinație minunată pe care vi-l recomand, dacă cumva nu-l știți, e de neratat, vă spun sigur.
Ei, dacă vine vorba despre o ținută sport, pentru mers la sala de sport sau pentru ieșit la alergat în parc sau pur și simplu vă place să vă îmbrăcați sport, atunci v-aș recomanda binecunoscutul Light Blue de la Dolce & Gabbana, însă vă recomand varianta intensă pentru că este mai puternică și mai longevivă puțin și mai complexă puțin decât varianta inițială. Și de asemenea vă mai recomand cu drag un parfum interesant, anume de la Bulgari Aqua Divina. Este un parfum cu un miros marin, sărat, foarte, foarte interesant în peisajul ăsta mainstream. Dați-i o șansă că s-ar putea să vă placă combinat la acest tip de ținută și în momentul potrivit al zilei, adică în timpul zilei. Dacă, în schimb, vă place să vă îmbrăcați într-un mod rock, cu ținte, cu piele, ei, atunci și parfumul trebuie să conțină un pic de piele ca să fie în ton, nu-i așa? Și v-aș recomanda de la Guerlain un parfum minunat, se numește Black Perfecto. Este și o sticluță sugestivă și este un minunat dulce cu un pic de pielărie, este o cireașă neagră și pielărie, este superb și este de neratat și acesta vă spun cu drag. Este o variantă mai intensă și mai întunecată a binecunoscutului deja la Petit Robe Noir. Deci Black Perfecto ar fi prima variantă, iar cea de-a doua este de la Bottega Veneta, unul din iubitele mele parfumuri pe care le am, se numește chiar așa Bottega Veneta și este cea mai fină pielărie întoarsă pe care vă recomand și se potrivește perfect cu o ținută în stil rock. Dacă însă sunteți tipul de persoane care vă îmbrăcați foarte modern, știți, în general adolescenții se îmbracă foarte modern, dar sunt și persoane mai mature care se îmbracă foarte, foarte modern, ascultă un tip de muzică modernă și au o atitudine modernă, se îmbracă foarte modern, atunci eu în general v-aș recomanda parfumeria de nișă, parfumuri artizanale, parfumuri deosebite ca și creații, mai greu de înțeles, care nu se seamănă cu nimic, mai ciudate, așa, însă dacă ar fi să ne referim la parfumeria aceasta mainstream, v-aș recomanda un parfum destul de nou apărut, se numește This Is Her, de la Zadig & Voltaire. Este interesant, ciudat, este construit ca un parfum de nișă cumva, e destul de dulce și cumva caramelizat, afumat, foarte interesant. Dacă nu știți, poate îl testați, merge cu o ținută foarte modernă. De asemenea, parfumuri din acestea mai întunecate, cum ar fi Jasmine Noir Splendida, pentru că acesta se mai găsește acum, ar fi fost bun și Jasmine Noir care, mă rog, s-a scos din producție, însă și Splendida e bun, este elegant, este modern, o iasomie neagră, nu prea dulce, trebuie să recunosc totuși că Splendida este puțin mai ușor de purtat decât Jasmine Noir de la Bulgari care a fost până acum. Vi le recomand cu drag și pe acestea, ambele se potrivesc foarte, foarte bine unei ținute foarte moderne. Și dacă ne referim la o ținută formală, domnească, să spunem așa, la 4AC, fie că sunteți directorul unei instituții foarte importante, fie că aveți o ședință foarte importantă, nu veți da greș cu următoarele parfumuri, și anume cu Chanel Coco, varianta clasică, care este un ambrat lemnos minunat și foarte, foarte, foarte domnesc. Un parfum foarte iubit în anii 80-90 și acum este foarte apreciat de doamnele care se îmbracă foarte formal. Un alt parfum pe care vi-l recomand cu drag este de la casa Boucheron și se numește chiar așa Boucheron. Eu am apa de toaletă și vă recomand și pe aceea și pe apa de parfum vă recomand pentru că ambele se aseamănă, doar apa de toaletă e puțin mai aerisită. Este un floral intens, domnesc, destul de rece. Un parfum bogat cu ingrediente domnești pentru o doamnă. Chiar este potrivit și vi le recomand pe ambele cu drag. Dacă ești mireasă, cu siguranță ți se va potrivi un parfum floral intens, un parfum luminos, ca o bucurie, pentru că nunta se desfășoară în timpul zilei și dar tu ești persoana principală în acel moment și v-aș recomanda două parfumuri superbe pentru mirese. Primul ar fi Elisable Parfum. Elisable chiar este cunoscută ca și creatoare de rochii de mireasă și parfumul ei, Parfum, e superb, este o interpretare minunată a unei flori de portocal, dar este bogat, mieros, superb, potrivit pentru o mireasă. De altfel, vă mai recomand și un parfum de la Guerlain care se numește Champs-Élysées și este un melanj de flori deschise, luminoase, dar puternice, un parfum care se pune extraordinar de bine în valoare o mireasă.
Iar dacă aveți un eveniment de gală, și aici mă refer la o seară la operă, la teatru, și purtați o hăinuță de blană, atunci se potrivește și un parfum care să completeze foarte bine această ținută. Și v-aș recomanda de la Sisley, Eau de Soir. Este un sipr minunat, foarte bine construit, deosebit de puternic, însă cu două pufuri ești asigurată. E de recomandat pentru mine și de încercat dacă cumva nu știți. Iar al doilea ar fi Chanel numărul 19. Și mă refer mai mult la apa de parfum pentru că mi se pare mai bine făcută, mai calitativă, mai rotundă și mai bogată decât apa de toaletă. Vi le recomand cu drag, ambele sunt parfumuri domnești și potrivite pentru seară, pentru evenimente de gală. Deci exact cum am spus, o seară la operă sau, nu știu, un eveniment special, o cină undeva formală, iarăși, legată de un eveniment. Acestea ar fi recomandările mele pentru parfumuri în funcție de ținută. Atunci când mergem la job, este de preferat să asortăm un parfum care să nu deranjeze foarte mult, care să rămână aici în jurul nostru și chiar dacă ajunge la ceilalți, să fie un miros ușor de iubit, de înțeles, pentru că, așa cum știm, de obicei lucrăm în birouri și e destul de multă lume într-un birou și nimănui nu cred că îi face mare plăcere să simte parfumul, să-l asenizezi pur și simplu cu parfumul tău. Așadar, sunt parfumuri create și pentru aceste ocazii, cum sunt, mă rog, cum este mersul la job. Și aici aș dori să vă fac câteva recomandări și primul ar fi Infusion de Iris de la Prada. Există pe acest canal și un review al parfumului respectiv. Este parfumul perfect pentru birou, un iris minunat, superb, care nu deranjează, dar care este de o eleganță aparte. Apoi aș dori să vă recomand Trussardi My Name. Este un floral pudrat minunat, un heliotrop foarte, foarte frumos, amestecat cu ceva liliac. O superbitate de parfum de birou, vă spun sigur. Aș dori să vă mai recomand și Flora Botanica de la Balenciaga, pentru că este un trandafir pudrat, ușor mentolat, minunat realizat, care nu deranjează, dar care va fi o încântare pentru oricine, vă asigur. V-aș mai recomanda și Emoțione de la Salvatore Ferragamo, este iarăși un pudrat minunat, perfect pentru birou, dar și un parfum de la Hermès, se numește Jour d'Hermès. Este un menaj de flori albe cu un picuț de pielărie, dar foarte frumos, foarte bine construit, foarte clean și foarte elegant. Sunt recomandări de bun simț și minunate, credeți-mă, pentru birou. Toate sunt bune și frumoase și perfecte pentru birou. Dar când mergem în club, putem să ne dezlănțuim, putem să aplicăm mai mult parfum decât trebuie, putem să aplicăm parfumurile cele mai complicate din colecția noastră. Eu v-aș recomanda Nișa pentru club, dar asta nu este un clip despre parfumuri de nișă, ci despre parfumuri care se găsesc de cumpărat foarte ușor în toate magazinele. Așadar, aici puteți să vă dezlănțuiți, puteți să folosiți ce parfumuri doriți voi, să ieșiți în evidență, să fiți pionul principal al serii, nimeni nu se supără, pentru că pentru asta ne-aș adunăm în club, da? Să fim importanți și să fim dezlănțuiți. Și aici, ca recomandări, pe fruntea listei se găsește Black Orchid de la Tom Ford. O minunăție cu trufe, cu paciuli, cu ciocolată, un parfum intens și bogat care, nu știu, mi-a intrat la suflet și nu mai iasă din sufletul meu. De asemenea, un parfum de club poate fi considerat și Gucci by Gucci, un parfum întunecat, maro, așa cum este și sticla, un parfum fițos din punctul meu de vedere, este o pară cu ceva tabac, cu ceva lemne, o superbitate. De asemenea, vă recomand și Cristal Noir de la Versace. Acesta este o gardenie cu ceva cocos și cu ceva note lemnoase, un parfum care își face foarte bine simțită prezența, dar care place foarte mult și merge foarte mult în acest context al clubului. De altfel, merg și parfumuri foarte țapene, cu tuberoze puternice, cum este, de exemplu, Michael Kors de la Michael Kors. Nu vă fie frică să-l purtați seara, se potrivește perfect cu atmosfera de club. Este un parfum puternic și, mă rog, plin de personalitate, vi-l recomand dacă nu-l știți. Și, de asemenea, o ultimă recomandare pentru club ar fi Jimmy Choo by Jimmy Choo. Este un fruct ciuli, dar foarte îndrăzneț, un paciuli fructat, zglobiu, dar puternic în același timp, suficient de dulce, suficient de lemnos, un parfum care vă va face să ieșiți în evidență cu siguranță.
Acestea au fost, dragii mei, recomandările mele pentru parfumuri în diferite ocazii, momente ale zilei. Nu uitați că parfumul este un accesoriu care trebuie să se potrivească cu locația, cu momentul zilei, cu personalitatea voastră și asta. Trebuie să porți un parfum pe care știi tu să-l porți, nu care te poartă el pe tine. Să nu te simți înghel când porți un parfum, ci să te simți încrezător în tine, în forțele proprii, să înțelegi că parfumul vorbește foarte mult despre tine, spune cine ești, spune și câți bani ai, dar și ce bun gust ai, așa că e foarte important ca parfumul să fie ales cu foarte, foarte mult bun gust. Sper că v-a plăcut și v-a ajutat clipul meu. Dacă e așa, vă pup cu drag, ne vedem data viitoare. Pa, pa!